La ultima ședință a Consiliului Județean s-au adoptat cu votul unanim al consilierilor 13 hotărâri importante pentru județul Teleorman. O parte dintre acestea vizează investiții în infrastructura rutieră, sănătate și cultură. A fost aprobat devizul general pentru lucrările de execuție la podul de pe râul Călmățui, proiect finanțat prin programul Angel Saligny. Au fost date în administrarea Spitalului Județean bunurile achiziționate în cadrul proiectului privind dotarea ambulatoriului integrat și s-au aprobat organigrame și statele de funcții ale Spitalului Județean și de Pneumofiziologie din Roșilor de Vede. Următorul proiect de hotărâre privește modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean Teleorman numărul 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria cu modificările și completările ulterioare. Dacă sunt observații, în aceste condiții îl supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Potrivă, se abține cineva? Mulțumesc! A fost aprobată o nouă rectificare a bugetului județului Teleorman și s-au alocat din fondul de rezervă sumele solicitate de orașul Videle pentru construcția unor garaje la detașamentul de pompieri și de comuna Dobroteș pentru repararea unui dig de protecție împotriva inundațiilor. Consilierii județeni au aprobat și modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului după revenirea pe funcție a directorului AJPIS Teleorman, care a fost înlocuit în această comisie pe durata suspendării. Un alt proiect aprobat cu unanimitate de voturi a fost cel privind reabilitarea și modernizarea Catedralei Sfântul Alexandru din Alexandria.